vreau să vă spun că proiectul de buget este unul pus în dezbatere publică fără să existe cu adevărat un fundament pentru întocmirea acestui buget. Deci este, nu vreau să spun că e o bătaie de joc, dar frizează cu o bătaie de joc, pentru că sunt aruncate niște capitole de investiții acolo, care nu au legătură și sunt convins că nu se vor regăsi în varianta finală a bugetului. Faptul că legea prevede, legea 52 a transparenței decizionale, prevede o dezbatere publică, înseamnă că trebuie să avem ce dezbate. Nu sunt doar să punem un buget copiat de anul trecut, ca să spună că a făcut 30 de zile și poate să intre în Consiliul Local Municipal cu acest buget. Trecând peste... Și atunci noi ne-am gândit că ar fi bine să facem secțiunea de dezvoltare, să o rescriem aproape în totalitate și lucrul ăsta l-am și făcut. În această propunere de buget, în schimb, printre toate greșelile și chestiunile care sunt convins că nu vor rămâne așa, este trecută reabilitarea trecerii șosele de la trecerea Bax-Mărdan, Vadul Ghecetului, cu o sumă de 5 miliarde. Acea cale de acces a fost reabilitată în anul 2017, din alte fonduri, în fondurile de reparație, ceea ce nu cred că a fost corect. Și nu înțeleg de ce este prinsă ca o investiție nouă în anul 2018. Deci a fost făcut în 2017, știe cineva câștiga licitația, lucrarea e deja făcută, trebuie doar să o deconteze. Nu am mai indicat semne de întrebare cu privire la anumite investiții făcute de primărie, dar acum simțim că suntem luați în bătaie de joc. Deci asemenea chestiuni nu pot apărea. Dacă cumva, între timp, și-a dat seama, noi am făcut prin scrimă cum la ecran, ca să rămână exact, am descărcat documentul, să vadă exact că în momentul respectiv, la momentul începerii dezbaterii publice, acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, la capitolul dezvoltare. O greșeală.